Bună tuturor și bine am găsit la un nou video, astăzi am pentru voi un nou clip, de data aceasta un clip despre unghii și m-ați întrebat de foarte multe ori ce folosesc să fac un nou clip despre unghii, așa că a venit timpul să vă arăt. De fapt, vreau să fac clipul ăsta de foarte mult timp și nu știu de ce l-am amânat. În fine, acum a venit momentul și vreau să vă arăt cum să vă aplicați corect oja fără să vă mânjiți, fără vazelină, fără cremuțe, fără uleiuri lângă unghii. Așa că, da, dacă vreți să vedeți cum să vă aplicați oja cel mai simplu și cel mai rapid, fără să vă mânjiți, urmăriți în continuare tutorialul. Ok, să începem. Să vă arăt cum să vă aplicați oja fără să vă mânjiți. Primul lucru esențial în aplicarea ojei fără să vă mânjiți este să mâncați. Trebuie să mâncați înainte, să nu vă tremure mâna absolut deloc. Apoi, trebuie neapărat să mai beți ceva, să fiți super liniștite, să nu vă streseze nimeni. Începem cu o bază. Eu folosesc acest tratament de la Sally Hansen. Și, bineînțeles, îl voi aplica pe toată unghia. Acestea sunt unghiile mele naturale, nu am nici gel, nu sunt nici vopsite, n-am nimic pe ele. Iar pentru astăzi am să folosesc niște oje colorate de vară de la Farmec. Anul trecut am postat pe blog această culoare super veselă, care se cheamă Baked Apple. Este o nuanță de vară foarte drăguță și două produse pe care eu le folosesc cu drag și pe care le recomand. Asta chiar e pe terminat, deja mai am foarte puțin, cred că doar pentru această tură. Tratament expert uscare rapidă de la Farmec și gel top coat-ul acesta de la Farmec, care îmi place foarte mult, e super rezistent și chiar îți dă un aspect lucios de gel. Vreau neapărat să folosesc, ăsta e un lac nou pentru mine, dar când l-am văzut pe site mi-a plăcut extrem de mult. Este Farmec Ultra Rezistent în nuanța 2843, numărul 46 și zici că e o galaxie de culori. Cred că ar merge foarte bine cu această ojă albastră. Haideți să începem. Prima dată vreau să vă arăt pe această foaie la o scară mult mai mare cam ce voi face eu și ce fac eu ca să nu murdăresc degetele. Prima dată șterg excesul de gâtul sticluței și să presupunem că aici e unghia noastră, ok? Prima dată aplic aici un punctuleț, să zicem că în partea de sus este cuticula și împing puțin în sus, trag în jos, după care fac o mișcare spre lateral, astfel încât să ating partea din stânga a unghiei, iar apoi aceeași mișcare pe partea dreaptă și e ok. Ok, însă să vă arăt acum pe unghia mea. Sper că se vede destul de bine pe cameră. Prima dată aplic pe centru aici un punctuleț, împing încet în sus, trag în jos, după care revin iar aici pe centru. Mișc puțin pensula spre exteriorul unghiei, la fel și în partea stângă. Foarte pigmentată oja asta. Și primul strat este gata. Acum voi trece și la celelalte unghii. Ca să repetăm mișcarea, dacă... deci un punct aici pe centru, trag în jos, merg încet spre lateralul unghiei, pe o parte și pe cealaltă. Am acoperit complet unghia fără să o umultăresc și de acum încolo procedez la fel. Ok, acum un alt truc pe care vreau să-l împărtășesc cu voi. Momentan am doar un singur strat aplicat. Acum voi aplica un nou strat, însă am să încep cu această ojă cu sclipici pe care o voi aplica doar pe degetul inelar. Acum vreau să vă arăt un alt truc pe care eu îl folosesc și care la mine funcționează foarte bine și astfel nu mă mânjesc absolut deloc. Când desfac periuța, scot excesul și îmi place să țin cu degetul arătător pe vârful, de fapt pe capacul pensulei, astfel am mai multă stabilitate și îl țin așa, după care iau oja
Și acest sclipici va veni peste oja albastră. La fel procedez. Aplic un punctuleț pe centru, împing în sus, trag în jos, mai aplic oja și după care merg pe laterale. Așa. Wow, ce superbă e nuanța asta. Ok, acum că am aplicat al doilea strat, care după cum trebuie să vedeți, se observă diferența. Vreau să aplic acest gel top coat pentru ca oja să-mi reziste foarte mult timp. O săptămână cel puțin, după ce oricum o șterg. Îmi place să schimb cel puțin o dată pe săptămână oja. Și top coat-ul îl aplic la fel. Ok, acum că am aplicat și top coat-ul, vreau să aplic acest spray pentru uscare rapidă, agit puțin, după care pulverizez direct pe unghii. Așa, și acum aștept să se usuce, n-am să fac nimic și are și un miros foarte plăcut, așa că nu vi se va face rău absolut deloc. Și da, cam atât, dragile mele. Sper că v-a plăcut acest clip, sper că v-a plăcut ojele pe care le-am folosit. O să vă las linkul de unde să le cumpărați și voi. Și dacă v-a plăcut acest clip, vi s-a părut util, nu uitați să-mi dați un like și pentru clipurile următoare. Și da, până data viitoare, fiți frumoase! Vă pup! Pa, pa!